În luna ianuarie, în domeniul relațiilor de muncă, au fost efectuate un număr de 189 de controle, în urma cărora au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale în valoare de 30.300. Au fost depistate cu această ocazie 83 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, din care 5 persoane care nu aveau încheiate contracte de muncă, așa, 76 de persoane a căror contracte individuale de muncă au fost transmise în Registrul General de Evidență fără respectarea termenului legal și 2 persoane care desfășurau activitatea fără o formă legală de angajare, fiind sancționați 2 angajatori cu amenzi în valoare de 10.000 de lei. Principalele deficiențe care s-au constatat în domeniul relațiilor de muncă sunt neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea modificărilor intervenite în Registrul de Evidență al salariaților, netransmiterea în termenul legal a contractelor individuale de muncă în același Registrul de Evidență denumit Revisal, nerespectarea prevederilor referitoare la munca suplimentară, nerespectarea dispozițiilor referitoare la obligația de a ține evidența orelor de muncă desfășurate de către fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă și nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaustului săptămânal. Per total, în luna ianuarie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 265 de controle, din care 189 în domeniul relațiilor de muncă și 76 în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru deficiențele constatate, au aplicat un număr de 110 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 44.800 de lei.